Noiembrie a devenit cea mai ploioasă lună din ultimii 60 de ani, un record care vine la pachet cu două furtuni violente în estul țării, ninsori și temperaturi fluctuante. Iar problemele nu se opresc aici. Colega mea Silvia Ceh ne spune ce urmează. Silvia, bună seara! Bun găsit! Temperaturile cresc în mare parte din țară, iar meteorologii prognozează pentru acest weekend valori termice specifice unui început de primăvară. În unele zone, în special la munte, s-a depus deja un strat de zăpadă, iar recordul de precipitații care a transformat noiembrie în cea mai ploioasă lună din ultimii 60 de ani reprezintă o altă problemă. Gabriel Păun, activistul de mediu care a anunțat ciclonul violent din weekend cu două zile înainte ca autoritățile să emită codul de furtună, spune că sâmbătă am putea avea inundații pe râurile din vestul și din centrul țării. Cele mai mari probleme s-ar putea înregistra în zona localității Dej, unde se întâlnesc râurile Someșul Mic și Someșul Mare. Ploile și topirea zăpezilor cauzată de temperaturile ridicate ar fi principalele explicații. Momentan, Institutul de Hidrologie nu a emis avertizări pentru acest weekend, iar de săptămâna viitoare, de marți, sunt șanse ca temperaturile să scadă din nou simțitor. Atât de aici. La revedere! Viscolul care a adus dezastru în sud-estul țării a întors în timp pe localnicii dintr-un sat din Călăraș. Oamenii stau nopțile în beznă și mănâncă doar ce reușesc să gătească pe plitele cu lemne. Curentul electric întrerupt de vântul violent nu a fost restabilit nici acum, la 5 zile de la codul portocaliu. De 80 de ani și acum lucrez la câmp. 81 de ani. O lumânare aprinsă și lumina de la candelă. Așa trăiesc acești bunici în satul Cozlogenii din Călărașul lovit de furtuna de zăpadă peste weekend. Viscolul de cod portocaliu a adus rafale violente de vânt care au doborât stâlpii de electricitate și le-au tăiat curentul. De atunci și sunt rupții de lumea civilizată. 5 zile au trecut ca 5 ani, mai ales pentru vieții oameni. Ce-i doare capul pe cineva de noi? Dacă trăiesc ei bine? Cu mâinile bătătorite de viață, neputința în fața vremii nemiloase și a vremurilor, bunica aprinde lumânarea așezată pe masa de lângă pat ca să vadă măcar ce medicamente să ia. Cum vă descurcați de atâtea zile? N-aveți curent? N-aveți apă? A fost foarte greu. Pentru toată lumea a fost greu. Mă credeți că lăsam țoale aici undeva și nu le vedeai pe care să le iei. Cum se însera, trebuia să te bagi aici. Stăteam așa până târziu, stingeam astea, cum le aprindeam mea până la 7:30. Să mâncăm și noi. Vă dați seama ce fel. Da. Ca când v-aș liga pe dumneavoastră la ochi și vă dau drumul aici, unde vă duceți, pe ce puneți mâna? Mâncarea și-o fac pe sobacul lemne, o mână de cartofi fierți cu sare și pâine. După ce sâmbătă spre duminică a nins cu nemiluita, iar vântul a suflat ca turbat, satul a rămas și fără apă, hidrofoarele alimentate electric s-au oprit, iar puține case aveau fântâni care să stingă setea mai multor familii. Ploaia ploua și vinea zăpadă și eu scoteam apă ca bulă, puneam capul în jos. Și scuneam apă câte două căldări. Zăpezile s-au topit, dar nu au luat cu ele și necazurile. Și acum cam până unde a fost zăpada? Era mare, cam... Cam așa era. Cam așa. Dar nu mai circula mașina aici, nu mai circula nimeni. Era totul blocat. Nu mergea nimeni, nici cu picioare nu putea să vezi. Vijelia a doborât 5 stâlpi de electricitate, unul a căzut peste casă. Urmările urgiei se văd și acum, cu fire rupte și copaci prăbușiți peste tot. De sâmbătă nu avem curent. Și frigiderul unul l-am dezghețat și eu am lada care mi-e și frică să o dezgheț. Suntem cu lanterne, cu lumânări și ne spălăm de vreme nițel la plită. E urât, e rău, gata. Am zis, hai luni, hai marți, poftim că e miercuri, mâine e joi. Nu mai știu ce să mai fac. Pentru băut, oamenii au strâns apa de ploaie în bidoane și găleți. Am avut două de-astea mari ca să o oprim apă. O bem pe asta, o bem, că e apă bună de băut. Am mai avut încă una ca să facem mâncare. Cu frigiderele fără curent, mâncarea e ca și distrusă. Și mi s-a dezghețat și... Între satele Cozlogeni și Dichiseni, stâlpii de energie electrică au fost puși la pământ. Vedeți, firul este în curte la omul ăsta și încă nu a venit și nu a intervenit, decât au schimbat stâlpii de acolo. Se văd stâlpii că lipsesc aici pe bucata asta. Și iarăși încă o bucată, mai sunt trei acolo și până la Dichiseni toți sunt căzuți. Los în interiorul localităților, copaci căzuți, fire rupte, stâlpi, după cum ați văzut. O să rămână o zonă întreruptă până o remediază. Deocamdată localnicii din Cozlogeni așteaptă reparațiile și curentul care să-i aducă din nou din trecut în civilizație.
România ocupă locul 2 în Europa la numărul de persoane care ar putea munci, dar nu o fac. Concret, aproape 8 milioane de oameni nu au serviciu. Unii dintre ei și-ar dori să lucreze, însă nu sunt deloc încurajați de autorități, spun specialiștii. Numărul mare de oameni care nu lucrează se vede cel mai bine la sat. Unii stau la cârciumă în miezul zilei, alții bat fără rost ulițele de la un cap la altul. Din această categorie face parte și Neastelică din comuna buzoiană Ghereseni. Nu a avut niciodată serviciu. Până la 44 de ani, ați avut vreun loc de muncă? Da, mi-a oferit, dar n-am vrut să mă duc. De ce? Nu, m-am învățat așa. Și într-o zi așa ce faceți? Care-i programul? Domnul Stelică supraviețuiește din ajutorul oferit de stat de 170 de lei pe lună. Spune că de foame nu moare pentru că mai muncește cu ziua prin vecini atunci când ajunge la fundul sacului. De ce trăiți? Nu știu, social. Ați încercat să vă angajați? Da, dar nu prea am muncit nicăieri și nu prea. Și ce ați făcut toată viața? Cum? Ajutor social. Nu sunt învățat eu de serviciu, nu mai merg. Cam așa, mai mult n-am ce spui, Tot fără loc de muncă este și domnul Cornel, vecinul lui Stărică. A fost lăutar în tinerețe, însă acum supraviețuiește din ajutorul social și banii care îi vin din când în când de la copiii plecați în străinătate. Eu am 58 de ani, cu, e greu cu angajare la 58 de ani. Am muncit ca fierar betonist, am fost, asta e meseria mea. Și v-ați găsit în domeniu? Mai lucrez și eu cu dumneavoastră, cu unul, cu altul, care îi face câte o casă, mai fac fierul pe colul la o casă, mai... altceva. Domnul Cornel s-ar fi angajat undeva, dar se plânge că nu l-a primit nimeni. În comuna sa nu sunt angajatori decât în agricultură, unde se plătește puțin. Iar ca să facă naveta în Buzău ar însemna să dea jumătatea din salariu pe transport. Pe timpul Ceaușescu aveam servici, cântam, aveam bani, aveam tot ce-mi trebuie. Dar acum e greu și de unul singur. De bine, de rău, aveai un serviciu acolo pe timpul Ceaușescu, de la muncă, vinea 12-24, îți luai salariu acolo. Aveai cu ce să trăiești, nu murea nimeni de foame. Sociologii spun că inactivitatea profesională este prezentă mai ales în zonele dezavantajate economic. Mulți decid să-și caute surse de venit în străinătate, astfel că România a ajuns în ultimii ani să ducă o lipsă acută de forță de muncă. Ce pregătire aveți? Pregătirea mea, afară lucrez ca un muncitor necalificat. Cât salariul e acum acolo? Deci în jur de 1800-2000 de euro. În România ați încercat să vă angajați? La vârsta care o am. La 57 de ani nu prea vor să mai să angajeze. Ce zic angajatorii? Tineri. Am fata ingineră și au plecat afară pentru că nu se ajunge cu așa, cu banii. Deci e greu, e foarte greu. Nu poate să și aici în țară au copii, au trebuie să întrețină copiii, e foarte greu. Potrivit unei analize, avem aproximativ 7,7 milioane de persoane inactive în câmpul muncii. Numai în ultimii 2 ani, numărul celor care nu muncesc a crescut cu aproximativ 400 de mii. Prin urmare, România se află la acest capitol pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Italia. O decizie a Curții Supreme de Justiție a Uniunii Europene poate avea efecte nebănuite. Statele membre au dreptul să interzică funcționarilor publici obiectele religioase purtate la vedere. Printre acestea se numără și cruciulițele. Decizia nu ar fi discriminatorie, câtă vreme se aplică în mod egal, indiferent de religie. Posibila interzicere a însemnelor religioase naște deja controverse. Cruciulițele au fost la modă la un moment dat, mai mari, mai mici. Nu mi se pare... ceva ostentativ care ar trebui interzis, așa cum nu se interzice vălul arabilor prin țările care nu sunt musulmane, nu înțeleg de ce mie mi-ar interzice să port cruce, că nu-i fac rău nimănui. Curtea Europeană de Justiție a decis că funcționarilor publici li se pot interzice însemnele religioase afișate la muncă. Decizia trebuie aplicată prin lege de fiecare stat în parte. Scopul urmărește un mediu administrativ complet neutru și se referă la toate însemnele religioase, de la cele musulmane la cele creștine. Nu sunt de acord cu asta, nu. Nu, fiecare are religia lui și o respectă și mi se pare să urât să ne băgăm noi cu picioarele în ea. Eu n-aș fi de acord. Credința e credință. De ce să mă ascund? Nu mă ascund deloc. Un Dumnezeu e pe tot pământul. La recensământul din 2022, doar 16 milioane de români și-au declarat religia. Peste 85% sunt creștini ortodoxi. Nu mi se pare normal să nu purtăm. Dacă vreau să port, port, nici să mă oblige să port, nici să mă interzică. Trebuie să existe dreptul la exprimare. Să-l lași omul în pace să facă ce dorește. Mi se pare că îi oprește din a-și exprima propriile idei și beliefs. Credință, așa, nu mi se pare neapărat ok să
oprești oamenii din a purta ce doresc. La recensământ, 57.000 de oameni s-au declarat atei. Eu, ca medic, lucrând la stat, nu sunt de acord cu chestia asta, pentru că, sincer, eu așa cred că fiecare dintre noi avem, suntem liberi să ne alegem ce purtăm și mai ales dacă nu jignim pe nimeni chestia asta. Interzicerea semnelor religioase nu este discriminatorie câtă vreme se aplică în mod egal, susțin juriștii Curții Europene. Este atmosferă de sărbătoare în sectorul 6 din capitală, unde s-a deschis primul târg de Crăciun din București. Acesta are loc în parcul Drumul Taberei, unde se află și colega mea Oana Guran. Oana, bună seara! Bună seara, Radu! În urmă cu puțin timp s-au aprins luminile de sărbătoare și chiar dacă nu sunt spiritușul lui Moș Crăciun, o să încerc să vă trimit puțin din magia de aici și o să încep cu atracția principală și anume acest carusel care ne duce cu gândul la celebrul carnaval de la Veneția. Are 6 trăsuri, 10 de căluți și este împodobit cu 2000 de luminițe. Tot aici, în zonă, a fost amenajat și un patinoar pe care îl vedeți în aceste momente în spatele meu și tot în spatele meu vedeți o altă atracție foarte importantă și anume roata panoramică de o înălțime de 38 de metri care de sus oferă o priveliște de poveste asupra târgului de Crăciun. Și pentru că este frig și trebuie să ne și încălzim un pic, avem aici și vin fiert, ciocolată caldă și evident sunt 10 de căsuțe cu mâncăruri tradiționale și cu produse făcute de artizani din toată țara. Ca să fie distracția și mai mare, vor fi și o serie de concerte. În câteva momente urmează să cânte aici la deschidere nimeni altul decât Fuego. Așadar, sunteți așteptați cu toții să ne bucurăm de atmosfera de sărbătoare. Deocamdată atât de aici. La revedere! Ce gust are Ziua Națională? De fasole și cârnați sau mici pe grătar? Dacă întrebăm autoritățile locale, atunci ni se răspunde că ceaunul în care fierbe fasolea este pe locul întâi. În unele orașe din țară s-au pregătit mii de porții de mâncare, totul pe bani publici. În alte locuri, cei care n-au noroc de un festin gratuit se aprovizionează singuri, mai ales din carmangerii. De Ziua Națională, la Iași vor fi împărțite câteva mii de porții de fasole și cârnați. Bucătăresele au început deja să facă pregătiri pentru ca bucatele de sărbătoare să fie servite calde de 1 decembrie. Vor fi pregătite peste 300 de kilograme de fasole și tot atâtea kilograme de cârnați. Câți oameni se vor bucura de festin? Vorbim de un număr de 3000 de porții. Masa tradițională, așa cum spuneam, este compusă din fasole, care este de post, dar bineînțeles că cei care nu postesc vor putea să primească și câte o porție de cârnați. Alba Iulia este însă centrul sărbătorii culinare pe banii publici. Autoritățile de acolo au pregătit aproape 1500 de kilograme de varză și cârnați pentru un total de 5000 de porții. S-au lăudat cu festinul, nu și cu banii cheltuiți. Așa că estimăm noi, la un cost de 20 de lei pe porție, se ajunge la un total de 100 de mii de lei. La Optaj Măgura, în județul Olt, pe lângă mâncare gratuită, localnici au parte și de o defilare specială. În loc de tancuri, vor avea parte de căruțe trase de cai. La Craiova, în schimb, autoritățile nu împart fasole și nici alte feluri de mâncare, așa că oamenii se pregătesc pe cont propriu. Carmangeriile au fost luate cu asalt încă de acum. Și pentru 1 decembrie gătim fasole cu ciolan. Varză, sarmale, fripturi mici, toată lumea să se bucure. Umpleți masa, practic, de 1 decembrie. Da, așteptăm copiii să vină pe la noi. Cum umpleți masa pentru 1 decembrie? O pastramă de oaie, una de porc și un grătar mici. Pe lângă fasolea cu ciolan, 1 decembrie are gust de carne încinsă pe grătar pentru mulți. De 148 de lei, vă dați o plăsită, vă dați. Față de anul trecut, comportamentul cumpărătorilor s-a schimbat, spun și patronii carmangeriilor. Oamenii tind să-și facă aprovizionarea din timp, să nu rămână în urmă cu cumpărăturile necesare. Oamenii preferă să cumpere produse de calitate, nu neapărat o cantitate foarte mare, dar o calitate foarte bună. Puțin și bun. Puțin și bun. Un principiu care ar putea fi împrumutat și de autoritățile locale în privința banilor publici. Newstime se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place.
La noapte, valorile de temperatură, mai scăzute decât în intervalul precedent, se vor situa sub mediile multianuale în cea mai mare parte a țării și vor deveni preponderent negative. Astfel, minimele se vor încadra în general între minus 10 și 0 grade. Cerul va avea norări la munte și în centrul țării, unde izolat vor fi ninsori slabe, iar în rest va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe creste. Izolat se va forma ceață asociată cu chiciură. Mâine, valorile de temperatură se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil, mai mult noros la munte, în vestul, nordul și centrul țării. Se vor semnala precipitații mixte în zonele montane și predominant ploi în rest. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate peste 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, rafale de 70-80 de km pe oră, iar la intensități mai mici și pe arii restrânse în vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 10 grade. Pe alocuri se va forma ceață și vor fi condiții de polei. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil și se vor înregistra 5 grade în Slobozia, la fel și în Ploiești. În Transilvania, cerul va fi noros, iar pe arii restrânse va ninge. Vor fi 3 grade în Cluj-Napoca și 4 grade la Târgu Mureș. În Moldova va predomina atmosfera însorită, iar ninsori vor fi doar izolat, maximele ajung la 4 grade în Galați și 3 grade la Focșani. În vestul țării, cerul va fi norat, iar meteorologii anunță ninsori doar pe arii restrânse. Termometrul va indica 9 grade în Timișoara și 8 grade în Arad. În Oltenia predomină atmosfera însorită, iar termometrele vor indica 6 grade în Craiova și 5 grade în Slatina. În Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar maximele ajung la 10 grade în Constanța și 7 grade în Tulcea. În capitală, cerul a fost variabil, iar vântul a avut intensificări temporare cu rafale de 35-45 de km pe oră. Temperatura maximă a fost de 9 grade. La noapte, vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de minus 2 grade. Spre dimineață vor fi condiții de ceață. Mâine, valorile de temperatură se vor situa în jurul mediilor multianuale, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață. La munte, valorile de temperatură diurne se vor situa în jurul mediilor multianuale, iar cele nocturne vor fi mai ridicate decât cele din intervalul precedent. Cerul va fi mai mult noros, iar începând din a doua parte a zilei, aria precipitațiilor se va extinde dinspre masivele vestice și va cuprinde cea mai mare parte a zonei montane. La început, precipitațiile vor fi mixte la altitudini mici și predominant sub formă de ninsoare la altitudini mari. Apoi vor fi ploi și doar în zona înaltă, Lapoviță și ninsori. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe creste. Vor fi condiții de polei. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.